Nu e nicio problemă. Puteți să mă ajutați. Vrei la volum. Vagonul 1 în față. Da, vezi de ce. Salutare dragii mei și bine ați venit la un nou videoclip de aici, din trenul Interregio 1831, Timișoara Nord-Iaș. Am părăsit ceva mai devreme stația Oradea, gara de fapt Oradea. Acum vom traversa podul peste râul Crișu repede. Da, voi face reportajul călătoriei, mai exact, cred că prima parte, până la Alești. Da, și haideți să abordăm, dragii mei, dragi pasionați feroviari. Acum am ieșit din gara Oradea. Încă ne aflăm pe raza municipiului Oradea. Acum vom traversa podul peste râul Crișu repede, adică urmează să traversăm, mai exact. După care ajungem la Oradea Est, apoi Oradea Estriaj și așa mai departe. Doar că noi ne aflăm pe magistrala 300. Bine, magistrala 300 propriu-zis magistrala este Episcopia Bihor București Nord. Da, frumos, frumoasă călătoria feroviară, ceea ce e cel mai admirator lucru, să călătorești numai cu trenul și cam asta se și vede. Bun, am trecut un pod, acum vom traversa podul peste râul Crișu repede. Acesta este. Frumos bag joantele, chiar foarte frumos, deci acum nu e, să zicem, ceva rău, e foarte minunat, într-adevăr, să auzi glasul roților de tren. Bun, Oradea Est urmează, Oradea Est din păcate nu vi-l pot prinde, că este pe partea cealaltă. Da, o să trebuiască să mă duc puțin să vă arăt la cadru. Oradea Est. Haideți să vi-l arăt. Deci avem Oradea Est, dragii mei. Și haideți să prindem. Da? Aici este Oradea Est. Și de aici pleacă o linie la Băile Felix. Bun, haideți să ascultăm bătaia joantelor. Și să auzim. Revin imediat, nu am câteva
câteva clipe. Frumos, dragii mei, haideți că v-am prins ora de estul. Da, revenim la momentele nostalgice ale călătoriei feroviare. Da, ora de est triaj, haș. Ora de est triaj vine. Da, de aici e o linie care merge la Băile Felix, dar de fapt am trecut. Linia propriu-zisă e 300... Mă sper să nu greșesc, 315. Da, deja ieșim din nou municipiul Oradea și vom ajunge la Oșorhei. Oșorhei vine următoarea stație, doar că n-avem oprire până la Alești. Da? De fapt, oricum, treaba nu că neapărat ar fi bătută în cuie, că în realitate trenurile nu opresc până la Alești, adică cele interregio vorbind în general, deci cele regio nu opresc oricum, orice ar fi. Da, acum o luăm curba la dreapta, e o curbă spre dreapta. Deci, practic, calea ferată șerpuiește puțin. Deci o ia tot așa și am uitat să vă specific, îmi cer scuze, am avut centura Oradea. Centura Oradea fiind DN1, mai exact. DN1, E60, E81. Bun, ce se întâmplă mai departe? Calea ferată traversează trecerea la nivel cu centura Oradea, după care centura Oradea are curba aceea propriu-zisă și merge paralel cu calea ferată, mai exact la Oșorhei. Nu stați un pic așa, ca să prindem aici. Da. Deci acum ajungem la Oșorhei. Imediat. Mai câteva minuțele. Da, interesant de călătorie feroviară, bine, limita de viteză e normal undeva la 100. Normal se merge cu 120. Doar că nu toate trenurile merg. Depinde ce trenuri, alea de la alea de la Transferoviar, de exemplu. Cum sunt bombardierele alea Talent, alea da, merg cu 100-120. În mod normal. Da, ne aflăm în continuare încă pe magistrala CFR 300. Secția Oradea Cluj-Napoca. Adică tronsonul din Oradea București Nord, de fapt Episcopia Bihor București Nord. Ei, da, acum se pare că e o Oșorhei, dar stați să vedem mai exact că nici eu nu mai știu. Ba, cred că ăsta de nu e Oșorheiu, dar... De fapt, nu. E ora de Estriaș, doar că... am ieșit de la macazul acela. Nu, pare că ori e Oșorheiu, ori e ora de Estriaș. Adică, nu știu, dar... posibil, deci e posibil, dragii mei.
Foarte frumoasă călătorie feroviară. Nu, Oșorhei a fost. Da, stația Oșorhei, cer scuze că acum mi-a adus aminte. Oșorheiul nu a apucat să vă aprind, pentru că era pe cealaltă parte. Deci, practic, stația Oșorhei am ratat-o. Acum îmi cer scuze, se mai întâmplă. Oricum, fiecare pasionat mai greșește, deci din greșeli se învață. Da. Gălăgia joantelor. Nu? Asta e cea mai adevărată pasiune feroviară. Sigur că da și apreciez lucrul acesta. Deci, când vine vorba de bătaia joantelor și de gălăgia roților de tren, e cel mai minunat lucru. Pentru noi pasionații feroviari, da, dar pentru ceilalți călători e, din păcate, lipsă. Da. Cam așa se spune multe despre calea ferată și despre pasiunea noastră feroviară. Orice ar fi, numai pasiune feroviară să fie. Că asta contează. Da, următoarea localitate este Săcădat. Halta Săcădat. Care vine chiar acum. Stați să vedem. Da, este Săcădat. Săcădat vine. Apoi Săbolciu, Tileagd, Telechiu, Țețchea și așa mai departe. Și Alejd. Bun, de aici începe declivitatea. Declivitatea cea mai mare începe mai exact de la Vadul Crișului. O, mai avem până acolo oricum, mai este ceva. Doar că vom rămâne cu gura căscată. Ca să ne mai inspirăm de la cele mai adevărate peisaje feroviare de pe defileul Crișului repede. Dintre Vadul Crișului și Bulz, mai exact. Da, e super. Super interesant. Când vine vorba despre călătoria feroviară. Așa că fiți pe fază, dragii mei, pentru că nu veți rata absolut nimic. Bun, ne aflăm în continuare între Oradea și Cluj. Secția dintre Oradea și Alejd, adică tronsonul pe care vă filmez de data aceasta. Și așa mai departe. Bun. O să mai revin dacă este cazul în momentele ce urmează. Da, cred că vine Săcădat acum, este alta Săcădat.
Thank you.
Da, dragii mei, dragi pasionați feroviari, am ajuns la Alești. De aici se va încheia prima parte a filmului și începem partea cealaltă cu defileul Crișului. Repede.